legat în spate cu armele în mâini. Steaua să lucească pentru el trăim, țara să florească pentru ea murim. Steaua să lucească pentru el trăim, țara să florească pentru ea murim. Un cântec istoric ne aduce aminte că frații întregi vor fi frați. Sunt foarte frumoase. Îți atrage atenția un cântec când l-asculți într-o interpretare vocală sau instrumentală. Ia să treacă acum fanfara garnizoanei din Focșani pe aici și să ascultați, să auziți acest cântec sau celălalt. Imediat te oprești și privești cu admirație, da? Deși au fost scrise foarte de mult, deci atunci când suferința neamului nostru era mare, au fost scrise cu talent și ele au fost metoda sau mijlocul de răspândire a ideii de unire națională, de întregire națională, de eliberare socială. Deci ceea ce este cântec patriotic nu asociem cu ceea ce a fost înainte de 90, pentru că cântecul patriotic în vremea aceea a fost folosit pentru anumite interese. Cântecul patriotic este cel care se referă la țara ta, la locul de naștere, la eroii neamului, la limba noastră, la frumusețele țării noastre. Ideea de patriotism trebuie neapărat să se amplifice în sufletele noastre. Să ne iubim țara, să ne iubim locurile natale, să ne iubim limba, să învățăm la toate obiectele bine și foarte bine. Asta înseamnă patriotism. Pentru că te formezi, crești și acumulezi cunoștințe din toate domeniile. Îți faci o cultură generală și ești util după aceea locului tău la țară, țării tale sau, iată, europei. Acum sunt deschise granițele și putem merge oriunde să arătăm talentul și inteligența noastră, da? Punem punct acestor explicații și mergem mai departe. Să ascultăm acum grupul
instrumental de la Colegiul Alexandru Ion Cuza, grup care cred că a avut parte de indicațiile și de îndrumările domnului profesor Pleșa. Copii talentați, copii cu îndemânare, cu vocație, îi invităm în scenă și să curgă muzica. The sky is gray. Oh God, the tears will never be seen. The sky is gray. Ștefan cel Mare, da? Felicitări, băieți!
sedete așa, mergeți înainte, așa unii domnul profesor Pleșa. Cornel, te rog frumos, ai grijă de ei. Da, te rog frumos, aplaudați.
de aici nu te grăbi, că și tu ai muncit și trebuie să primești răsplata muncii tale, da? Iată și diploma pentru tine, da? Te rog să citești tare aici la microfon ce scrie în diploma, ca să audă și colegii tăi. Tare! Se aparte ele de Elena Dana Lază, de la Colegiul Național Alexandria Ancuza Focșani, pentru evoluția ca interpret, tânără speranță, voce la seratele muzicale ale corpului de cameră, corului de cameră pastorală, din cadrul Festivalului Coral Național Pastoral. Asta este, exact asta este, da? Așa scrie pe toate diplomele. Felicitări, dragă, felicitări, copii. Să vedeți cum faceți cu decibelii, așa, că trebuie aranjați, da? Felicitări, dragă, aplaudați-vă! Interpreții să nu plece, că la urmă vom face poza finală cu cadrele didactice și cu corul pastoral la peșeră. Iată ce gest frumos, aplaudați și acest gest, copii. Toată cum primesc flori. Este un lucru de ozitic, care trebuie să ne stea în obișnuita noastră. Să fie la trup. Una și...
onoare. Strofa 2. Pașă două de mătasă, florile toate, să fie mare la oasă, florile tale, scurte cer de usurii, florile tale, moale să-i fie la trup, florile tale. Chichiuță de bumbac, moale să-i fie la cap, dar ce este în fundul ei? Dar ce este în fundul ei? Ia să vedem ce e. Chichiuță, da. De când mă știu la școală, de câte ori am învățat acest colin, la această strofă copiii s-au distrat. Nu se putea ca voi să nu vă distrați puțin, da? Dar să vedeți voi ce este în fundul ei. Bumbaha, florile tale, moale să-i fie la ta, florile tale, dar ce este în fundul ei, florile tale, dar ce este în fundul ei, iată ce este, mai departe, este o piatră nestemată, florile tale, cuprinde lumea toată, florile talbe, Țarigradul jumătate, florile talbe, Rusalima, treia parte, florile talbe, Țarigradul jumătate, florile talbe, Rusalima, treia parte, florile talbe. Bravo, foarte bine. Bravo, iată, v-ați căpătat un colin, n-aș veni degeaba, da? Copiii, toate aceste coline au fost în vremuri de demult cântate la o singură voce, așa cum ați auzit voi, acum pe doamnele profesoare de la soprane și cum ați cântat și voi, dar compozitorii, știți cine sunt compozitoarea? Cei care compun melodii, care le amplifică, le înfrumusețează. Compozitorii au adăugat și alte melodii pe care noi le numim armonii sunetelor, da? Mai multe sunete, mai multe linii melodice suprapuse, ca să îmbogățească sonoritatea colindei. Ia să o ascultați acum, pe această colindă, armonizată de un compozitor, Emil Monția, un ardelean, așa, ba nu, Mihail Bârcă, și să ascultați cum este la patru voci, da? Aveți răbdare? Să vedem! Transpirați și repita. Cum n-aș vreau cu atâta și ea. Cum să-mi și comentau, florile se-n la zbordă. Și o pot să-mi las la zbordă.
Aldo Dut, care designa compozitorul de grupul muzical, cântecul, sonoritatea s-a îmbogățit, au fost acolo multe imitații, intră partidele pe rând și de aceea v-a produs această stare de bine vouă acum, melodia pe care ați auzit-o. Noi umblăm și colindăm de Mihail Bârcă. Acum o să cântăm cu toții cealaltă piesă, celălalt colind, și anume Obrat frumos, îl cântăm o dată pe corul, pe ăla îl știți, da? Lasă-l pe care te iau. Nu știu pe cine o să numesc. Da? Și un mascul. Doamna profesoară Oana.
Da, Oana Holba. S-a auzit copii, da? Poftim! Foarte frumos!